Bun găsit, stimați telespectatori! Ne bucurăm să avem în emisiune, pentru prima dată din cultul reformat, pe un domn preot, care împreună cu soția au fost și în emisiunea precedentă. Este vorba de domnul Bodiș Miclo și soția Etelca. Ichtenhausen, bine ați venit! Bine v-am regăsit, fiți binecuvântați de Domnul Iisus Hristos! Pentru că în emisiunea precedentă ați povestit începuturile dumneavoastră cu Dumnezeu și cum ați ajuns să-L întâlniți pe Domnul și să închegați o relație personală cu Domnul, experimentând nașterea din nou. Și pentru că presupunem că unii dintre telespectatorii noștri n-au văzut emisiunea precedentă, o să vă rog să rememorați, sigur, mai fugitiv, ceea ce ați spus în emisiunea precedentă, insistând pe punctul acela al convertirii, pot să spun așa, deși sună ciudat pentru că erați preot și înainte, așa, al experienței întâlnirii cu Domnul. În prima emisiune am vorbit despre copilăria mea, despre tinerețea mea, despre viața mea de la facultatea de teologie și am povestit că m-am crescut într-o familie religioasă. De mic copil am umblat la biserică și m-am hotărât că mă fac preot. Domnul m-a ales, m-a ajutat, am intrat la facultate, am terminat teologia și în câți scurt, ani ați făcut? 5 ani de facultate am făcut și în scurt timp mă aflam la o biserică mare din Transilvania, din județul Alba, un preot demn de invidiat, de apreciat și pe din afară împlinit. Dar înăuntru nu a fost așa, înăuntru cum trecea vremea, mă simțeam tot mai gol, tot mai disperat și neîmplinit datorită faptului că nu l-am avut pe Domnul Iisus Hristos, nu l-am cunoscut personal și n-am avut o părtășie vie despre el, cu el. Știam că a înviat din morți, că trăiește, că există, dar nu-l cunoșteam personal. Cum ați folosit o comparație? Știați de existența medicului, dar n-ați fost niciodată în cabinetul lui. Așa este. Așa este. Și ați ajuns până la punctul de a fi gata să vă luați viața, încercând să intrați cu mașina sub un tir. Dar Dumnezeu v-a păzit, familia nu v-a abandonat, a stat în mașină cu dumneavoastră și nu v-ați putut permite să faceți un astfel de gest cu familia, cu soția și cele două fiice. Și ați mers la un curs biblic undeva într-o localitate din Ungaria. Ce s-a întâmplat acolo? Da. Acolo, în timpul predicii, prin cuvântul lui Dumnezeu, Domnul, cred că inima deja mi era pregătită, ce până atunci nu era așa, era pregătită pentru a primi cuvântul și simțeam cum Domnul vorbește doar mie. Acum îmi vorbește mie și mă cheamă să mă predau totalmente lui, mă cheamă la pocăință și eu în seara aceea am zis da Domnului, m-am smerit în fața lui, m-am rugat prin genunchi și simțeam că am primit mântuire, am primit diferența. Când am ieșit pe coridor, în întuneric, deci era așa lumină mai slabă pe coridor, era gol coridorul, nu mai era nimeni. Domnul ne-a lăsat o ușă deschisă. Ușa aceasta s-a închis datorită păcatului, nu-l vedem pe Domnul, dar Domnul a lăsat ușa aceasta deschisă ca să intre cuvântul și prin cuvânt, cuvântul să intre la inimă și prin asta să avem mântuirea. Și în momentul acela, 3 minute, am auzit ceva fenomenal care de fiecare dată când sunt trist, când plâng, că sunt și momente din acesta. Suntem în valea plângerii, nu? Exact, exact, îmi dă putere. Auzeam îngerii și sfinții, mii și milioane de sfinți și îngeri lângă lacul de cristal, cum slăvesc pe mielul. Nu erau cuvinte, era melodie, era o armonie, dar o melodie nedeschisă.
parcă unul cântea, dar știai că milioane cântă. Și în momentul acela acolo în lacrimi și stăteam acolo, Doamne, să nu vine cineva să mai ține, să mai fie, să-l aud, să nu strică cineva, în momentul acela știam și plângeam de bucurie că cerul cântă pentru mine. Că iată, Micloș vine acasă, mielul n-a murit în zadar pe cruce, încă unul a decis să vină acasă și simțeam bucuria cerului, că cerul se bucură pentru mine, că m-am întors la Domnul și întotdeauna știu că și când mă voi duce acasă, odată de pe, din viața asta, de pe pământul acesta, în Ierusalimul Ceresc, va mai cânta odată cerul pentru mine. Așa scrie și... în Luca 15, Domnul Iisus spune că mai mult se bucură cerul pentru un păcătos care se întoarce la ei decât pentru 99 de sfinți. Da. Sunt cam mulți sfinți și mai greu e să se întoarcă la Domnul cei care se consideră sfinți. Dumneavoastră, doamna Etelco, erați o ființă și până atunci deosebit de devotată lucrării care o făceați lângă soțul dumneavoastră, corectă, dedicată copiilor, slujirii copiilor, a bătrânilor. Cum ați perceput această schimbare? Ați spus ceva și în emisiunea precedentă, dar vă rog să intrați mai profund. Și cum se pot pocăi pocăiții sau sfinții, cum să spun? Mi-era foarte greu, tot mă întrebam, tot îmi puneam întrebarea cu ce am greșit, că am ajuns în situația aceasta, de ce a îngăduit Domnul. Și când am văzut că am realizat că soțul, la soțul ceva s-a întâmplat, a devenit voios, ochii lui luciseră și față de mine era altfel, atunci mi-a zis că Domnul păcatele lui l-a iertat. Și Domnul în inima mea și în mintea mea a lucrat și a spus că dacă El, Dumnezeul, a iertat păcatele unui om, atunci eu cine sunt că nu pot să iert, trebuie să-l iert. Și că nimeni nu este bun în această lume, pentru că toți ne-am născut așa în păcate. Și că am rămas așa, curată. Asta este și dragostea lui Dumnezeu, pentru că m-a apărat de multe piede, de multe ispite. Da, și am început pe un drum să umblu, să caut fața lui Dumnezeu, să cunosc mai bine pentru slava Lui, să fac tot ce fac, nu pentru ca sunt soția de preot și am învățat că orice om, oricât de bun este, oricine este, trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, altfel nu ajunge cu El în Și ați avut și un moment al unei relații, al unei intimități, al unei apropieri de Domnul? Pentru că, vedeți dumneavoastră, cel mai greu e să definească momentul întoarcerii la Dumnezeu. Cei care cresc în familii de credincioși, de pocăiți, cum se mai spune, de oameni devotați, pentru că ăștia, într-un fel, tot timpul se apropie de Dumnezeu, dar totuși nu unii n-au chiar momentul acela. Dumneavoastră ați avut un astfel de moment sau a fost un proces de durată? La mine a fost un proces îndurat. Domnul încet, încet mi-a limpezit gândurile și mi-a luminat gândirile și așa încet din Sfânta Scriptură m-a învățat și m-a călăuzit și mi-a deschis. Slavă Domnului! V-aș ruga să continuați. Ați avut o călătorie înapoi din Ungaria deosebită. Și am înțeles că mai multe persoane au sesizat bucuria de pe fața dumneavoastră. După ce ați ajuns acasă, fetele, fetițele, cum au reacționat? Fetițele erau mici. Nici atunci. Deci încă nu înțelegeau ce se întâmplă. Însă dacă s-a bucurat cerul, nu tot așa s-au bucurat și oamenii de pocăința preotului, care până acum trăia cum trăia și de acum zice că
s-a schimbat totul, l-a cunoscut pe Iisus și nu va mai trăi în aceste, cum să zic, în aceste împrejurări și nu va mai merge pe calea aceasta. Și biserica de acolo se împărțea în două tabere. Unii au început să se pocăiască și să ia în serios pe Dumnezeu. Biserica se umpla și mai mult. Deci veneau și mai mulți, și mai mulți oameni. Iar pe cealaltă parte au fost oameni și cu interese și fără interese, pentru că dacă se pocăiește un sat, nu mai merge cârciuma, lăutarii nu mai e la cine să cântă, deci nu se mai, oamenii nu mai fură, nu mai bea, cu prea curvie se termine și multora nu îl plăcea. Dar problema era că și conducerii bisericii și multor preoți... Li s-a părut suspect ce s-a făcut. S-a părut suspect ce s-a întâmplat cu mine și a început în privința mea o cercetare. Eram chemat în diferite locuri, ba la Dej, ba la Cluj, ba la Aiud, și se organizau comisii care mă cercetau în privința credinței. Cum zici că de vezi? Când s-a pocăit Petru? Ce este nașterea din nou? Și păream suspect pentru că s-a schimbat viața mea. Noi. Unul dintre necazuri era: cum ați auzit corul acela de îngeri? Cum se poate așa ceva, nu? Da, da, da. Și toate aceste lucruri, în momentul acesta, se ivea și o trezire în Biserica Reformată. Ne adunam 50-60 de preoți la rugăciune, la studiu biblic, la post. Venea un frate evanghelist din Ungaria care ne încuraja și oamenii se pocăiau la multe biserici și foarte mulți veneau la pocăință. Și lucrul acesta părea suspect pentru conducerea bisericii, deși noi negam întotdeauna și în momentul de față negăm că am vrea dezbinare în biserică, ruptură între pocăiți și nepocăiți, de a face diferența. Cuvântul difere, noi predicăm Evanghelia. Deci predicăm și tu decizi, da, nu, dar asta este treaba ta ce faci. Și n-am avut niciodată intenția de a se rupe biserica în două între pocăiți și nepocăiți, dar susținea conducerea bisericii lucrul ăsta, că asta este intenția noastră de a crea o nouă biserică reformată, pocăită, și să vedem ce este cu adevărat. Și toate aceste demersuri s-a terminat cu, după 2 ani de cercetare și eu zic și prigonire, că am trecut prin încercări mari și ne atacau oamenii din satul acela care nu se bucurau și drumurile și grijile acestea, și s-a terminat prin condamnarea mea de o comisie de 7 preoți și 3 avocați aici la Cluj. Nu m-au aruncat afară din biserică, slavă Domnului, că totuși biserica reformată este o biserică unde se predică cuvântul. Încă o dată o dovadă de diplomație. În alte culte nu se procedează așa. Așa este. Așa este. Și au hotărât ca să mă exileze în ghilimele 7 ani în la Hațeg. Locul ăsta părea atunci cea mai părăsită și cea mai biserică și în momentul de față este cea mai mică. E o singură comunitate sau mai multe? Mai multe, deci toată țara. Multe și mărunte. Da, cu multe biserici, fără acoperiș, părăsite. Și fără enoriaș. Fără enoriaș. 1, 2, 3, 4 l-am găsit atunci și eram trimis în acest loc,
să părăsesc biserica de 1100 la Alba și să mă duc la o biserică sub 100 în țara Ațegului. Vom insista asupra modului în care v-ați implicat acolo. Mi se pare curios totuși, deci în învățătura, noua dumneavoastră învățătură și convingere religioasă, nu s-a identificat erori. Nu. Doar se suspecta faptul că ați dori să faceți o schismă, o împărțire. Exact. Asta este motivul. Spune mult, că însemnează că având cuvântul, cum spuneați, ca și mă rog, cel puțin formal, ca și materie primă pentru slujire, dumneavoastră ați venit pe cuvânt. Nicodim vorbește de... Lui Nicodim i s-a spus de nașterea din nou, experiențe cu Dumnezeu există în Biblie, deci da. Am înțeles. Da. Și ați ajuns în țara Hațegului. Cum a fost acolo? Da. Soția a vrut să meargă? Ați vrut să mergeți cu... Nu. Prima dată când am văzut hotărârea, unde ne trimite, ne-am uitat la hartă și am văzut pe hartă, parcă așa arată că este de dinspre munți. Deci după munți. În afara curburii carpatice, unde avem ce căuta, deci și ca maghiari. Tot mai departe de părinții mei dragi și cum o să fie, nu cunoaștem acolo pe nimeni, dar pentru că Dumnezeu ne-a trimis, atunci am acceptat. Pentru că dacă El ne trimite, atunci o să aibă și grijă de noi. Și acela este locul nostru potrivit de El. În ziua în care am primit repartiția, scrisoarea și scria Hațeg, știți limba maghiară, cunoașteți limba maghiară și numele acestea m-a apărut Hațeg, adică o părticică din spatele tău. Și n-am auzit niciodată de locul ăsta. Barem alții știau că Micloș acolo este ceva rezervație de zimbri. Eu nici măcar nimic în viața mea de Hațeg. Credeam că undeva un sat cu noroi, cu nu știu unde, așa mi-a venit în chip, în spatele lui Dumnezeu e locul ăsta. Și eram tare pierdut în ziua aceea când am primit repartiția. Și a venit de ajutor Domnul. Avem un calendar după care citim în fiecare zi cuvântul respectiv care ne dă Domnul pentru ziua aceea. La nivelul întregului cult reformat? Sau... Este emis de Biserica Herhut a lui Zinzendorf din Olanda. Am înțeles. În vreo 256 de limbi și tradus. Și noi ne rugăm împreună cu frații din toate lumea. Un lucru foarte frumos. Da. Da? Și pentru ziua respectivă, cuvântul a fost aceasta. Iacove, Iacove, zice Domnul. Și Iacov zice, aici sunt, Doamne. Și Domnul zice, nu te teme să te cobori acolo, căci eu mă voi duce cu tine. Și Domnul în seara aceea, în tăcere, în fața cuvântului, m-a întrebat, Micloș, îți este de ajuns pentru tine și pentru familia ta, că eu, Domnul atotputernic, îți promit că acolo mă voi duce cu tine? Sau îți trebuie 12 badigași să te duci printre moți și acolo unde am umblat și anul ăsta, în satul natal al lui Avram Iancu, am fost la predică? Sau îți trebuie o valiză de euro ca să fii în siguranță? Ce-ți trebuie? Și în lacrime atunci am zis, Doamne, dacă Tu vei veni cu mine, îmi este de ajuns. Mereu să fii cu mine și îmi place atât de mult versetul din psalmul lui David, unde zice, m-am îmbătrânit, dar n-am văzut ca Domnul în credință să fie părăsit sau ca copiii lui să ajungă acolo să cerșească. După 11 ani suntem în fața dumneavoastră, din biserica asta cea mai amărâtă din Transilvania, cea mai mică, și am avut întotdeauna de mâncare și hainele nu sunt rupte pe noi, ca să înțelegi că așa poartă Tatăl. Și nici necazuri mari cu românii n-ați avut. N-am avut. Și mai tot... De grabă. Din potrivă. Din potrivă, da. Și al doilea cuvânt era că famenul etiopian, pentru cine ne trimiți, Doamne, nu vezi că acolo doi, acolo trei, acolo patru, la cine să predicăm și aici 1100 și se pocăiește satul? Și mi-a dat Domnul versetul ăsta și zicea, Micloș, nu te trimit pentru 2, 3, 4. Faptele Apostolilor, capitolul 8. Da, te trimit pentru 1.
și acela va fi în trecere în țara Ațegului și tu în bisericile alea de 800 de ani trebuie să mărturisești cine și să spui cine este mielul acela. Și așa l-am întâlnit pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii, i-am predicat lui, pe domnul Petre Roman a venit în biserică și pe alți conducători și așa ajung la 5.000 de turiști într-o biserică Sfântă Mărie Orlean în fiecare an și predic oamenilor. Și ce a convins soția era un verset din Sfânta Scriptură din Apocalipsa, a început să plângă a doua zi când am zis că mergem și a zis, nu vezi că este în afara curburii carpatice printre români, ce facem noi acolo, ce căutăm noi nici acolo? Nici cu limba nu suntem chiar perfect. N-am știut limba română, am învățat doar la liceu și dar ceea ce auziți astăzi de la noi este de la Duhul Domnului, nu-i de la noi. Și a fost versetul ăsta că un bărbat macedonian apare apostolului Pavel și zice, treci și să fii de ajutorul nostru. În Faptele Apostolilor 16. Da. Și aici se termine numărul 1 singular și începe cu pluralul în faptele, aici este bilanțul Faptele Apostolilor. Am înțeles. S-a atașat și Luca de echipă misională. Că acolo ne vrea Domnul și acest plural l-a convins că a înțeles și ea că acolo ne trimite Domnul și repede am făcut demers și am pornit către țara. E foarte important să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu în astfel de împrejurări și de fapt în toată viața. Da, noi întotdeauna spunem că am fost conduși de Duhul Sfânt și de cuvânt, împreună, că Duhul lucrează cu cuvântul, cuvântul cu Duhul lui Dumnezeu. Da. Și pe ce plan v-ați reorientat al construcției fizice, dacă ziceați acele case de rugăciune, noi le spunem biserici, dar alea nu sunt, după Biblie, biserici, locurile în care ne adunăm. Da. Sunt case de rugăciune. Biserica e comunitatea vie a credincioșilor. Deci v-ați ocupat și pe linia aceasta fizică, materială, de reconstrucție a clădirilor sau în principal de sufletele oamenilor? Da, deci a venit o soră din Olanda în primul an la evangelizare la noi. Și când l-am condus în țara Ațegului și l-a văzut bisericile alea vechi de 800 de ani și valoroase, frumoase, cu picturi înăuntru, s-a uitat la mine și a zis, domnul părinte, aveți grijă, ăștia-s doar pietre. Nu ajunge o viață ca să-l puneți la punct, dar sunt oameni, sunt suflete și mai degrabă la asta să dați atenția. Noi, încet, încet, acum, biserica noastră din Ațeg e ca un pahar, așa de frumos. Am primit cu crăpături, cu dărâmat, deci trebuia renovat. Și 4 ani mă trăzeam în fiecare dimineață la 5. Și aveam o părtășie cu Domnul singur până la ora 7. La 7 se trăzeau fetele, se duceau la școală și de la 8 cu soția citeam cuvântul, cântam și ne rugam. Și nu înțelegeam 4 ani, din 2000 în 2004, Domnul mi-a dat o Sfântă Scriptură română în mână și m-a pus acolo dimineață să citesc. Biblia maghiară era într-o parte și Biblia română și atunci începeam să învăț că e mlădiță, e mlădiță, că e har, e har, n-am auzit niciodată cuvântul ăsta, har. Că milă e milă, că mreaja e mreajă, că jeraticul e jeratic. Cam greu de pronunțat. Ăsta sunt niște cuvinte despre care puțin maghiari au, dar trebuia să predici. Și în 2004 mi s-a închis și ultima biserică maghiară care mai avea îndrăzneala să mă invite la breoslujbă sau evangelizare, preoții se temeau. Și atunci a venit momentul când doi frați, Iosif Curăraru și Pătrică Găină, au venit dincolo de poarta Transilvaniei și au zis, frate Micloș, am auzit de tine și de mărturia ta și de credința ta. N-ai vrea să treci poarta
și să predici Evanghelia printre români, să vii, să vii pe la, pe la noi. Și întotdeauna eu ieșam la poarta Transilvaniei, acolo lângă Zeicani, și Domnul îmi spunea, treci și să fii de ajutorul nostru, treci și să fii de ajutorul nostru. Dar, Doamne, cum? Să încep de la prima casă, de la Bucova, și să zic că eu, preotul reformat de azi, și am venit la voi ca să vă pocăiesc, să vă întoarceți la Domnul, cum se deschid? Și îmi place atât de mult cântarea aceea, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, tu uite-te înainte, uite-te la cer. Și poarta de fier, cum pentru Petru, care s-a sculat la temniță și au căzut cătușele la cuvântul Domnului și s-au deschis ușile și a ajuns la poarta care mergea către oraș. Și el punea întrebarea, Doamne, cine ia piatra? Cum se deschide? Și dintr-o dată vedea că poarta se deschide singur și nouă ni s-a deschis poarta. Anul ăsta am străbătut 43 de biserici românești. Adică sate. Anul trecut. Da, anul trecut, în anul 2010. 43 de biserici românești, sate și orașe, am predicat și în fața 1200 de oameni și așa am ajuns, bucuria cea mai mare a fost că am ajuns anul trecut în satul natal al lui Avram Reancu, printre moți, și seara pe la 10 când ieșam... Și v-au primit moții. Da, vă dați seama. Slujiți și în bisericile reformate. Chiar acum câteva săptămâni am aflat că veniți la Târgu Mureș, doream să mă documentez, să vă văd, să vă ascult, și am fost și eu la una din cele vreo 5 seri, parcă ați avut consecutive, într-o biserică reformată din Târgu Mureș. Da. Aveți acces, sunteți chemat în biserici reformate... Da. Sau doar între acele biserici a căror preoți sunt tot așa preocupați de nașterea din nou, care au experimentat pocăința în adevăratul sens al cuvântului. Este foarte interesant, Domnul, cum și-a întors situația. Mă bucură foarte mult faptul că în 2004 am avut o inspecție episcopală și când inspecția cu domnul episcop în frunte a văzut lucrarea din Hațeg, s-a dus cu o părere de bine, s-a întors la Cluj, mi-a trimis o mașină, un Logan nou pentru misiune, după 2 săptămâni ca să umblăm, și am relație bune cu conducătorii, îl iubesc pe episcopul meu, pe protopopul meu. Și după 7 ani de această condamnare, am văzut că multora le părea rău că s-a întâmplat lucrul ăsta în biserica aceea. Și după 7 ani, biserica, în unanimitate din Hațeg, unde totuși dacă pătrești 7 ani într-o biserică, mai jignești pe oameni. Deci se întâmplă... Numai cine lucrează, nu greșește. Da. Și bucuria noastră a fost că după 7 ani de slujire, biserica în unanimitate ne-a ales ca preot, paroc în biserică, și acum până în anul 2012, primăvară, am evanghelizări, deci programare de din partea Bisericii Reformată. Deci desfășurăm misiunea pe două planuri. Sunt săptămâni în care mergem la o biserică reformată printre frații noștri maghiari și sunt zile și seri când cu grupul Harul sau cu alt grup de închinare din Hațeg, din zonă, mergem la o biserică, la un sat românesc, și acolo predic Evanghelia în limba română. Chiar și aici, la Cluj, domnul Micloș a venit și pentru o altă acțiune, aveți o întâlnire aici și am profitat de ocazie pentru a veni și la Credo. Doamne Etelco, au încetat necazurile, problemele în familia dumneavoastră după ce v-ați hotărât amândoi, soție și presupun că și fetele, pentru Dumnezeu? Sau au venit necazuri și ați trecut prin experiențe chiar deosebite?
nu a încetat necazurile, pentru că Domnul nu promite nici într-un loc în Sfânta Scriptură că viața după aceea ce o primim în inima noastră o să fie numai bine și o să fie numai bucurie. Viața asta în Valea Plângerii, cum a spus și dumneavoastră, este o continuă luptă. În lume veți avea necazuri. Da. Așa a spus Domnul. Da. E o continuă luptă și Domnul ne-a îngăduit încercări foarte mari, care a început chiar acum 3 ani. Prima dată, deci am căzut de pe o masă ca aceasta și după ce am ajuns la spital, dintr-o greșeală a medicilor din Deva, am ajuns în comă. Aș vrea să vă spun că cu multe oameni am vorbit despre moarte, dar eu nu eram pregătită, dar Domnul îmi cunoaște inimile noastre, cunoaște gândurile noastre, m-a readus la viață și slava să fie a Lui. Dar aici nu s-au oprit încercările, am ajuns aici la Cluj-Napoca și trebuia să fiu operat pe creier. Ce am avut? Am avut pe creier, se poate trata și cu antibiotice foarte tari. Și eu am avut credința în Dumnezeu că Domnul poate să mă vindece dacă vrea. Și am crezut în Dumnezeu. Dar Domnul nu așa a rânduit. A îngăduit să fiu operat pe creier, să mi se deschide craniul, dar nu m-a lăsat nicio clipă. A fost lângă mine. Atunci, în încercările astea, am văzut și dragostea fraților și surorilor care împlinesc ca să ducă povara celorlalte care sunt în necazuri. Am văzut puterea rugăciunii, am văzut în încercările astea dragostea lui Dumnezeu, am văzut mila lui Dumnezeu, am văzut că este atât de aproape că puteam prin spitale unde eram să palpez. Mulțumesc, atât de aproape era de mine. Cu operația pe creier nu s-a încercat nici după aceea încercările. Mă duceau la un spital, la altul, pentru că aveam o infecție 47% în sânge și peste 50% este deja moarte. Am ajuns și la spitalul din boli infecțioase și acolo am răzvătit împotriva lui Dumnezeu. Deci am obosit luptând, tot felul de cercetări se făceau pe mine, dar nu mi-era mai bine, mă simțeam rău. Odată venea rezultat că acum am tumoară pe creier, cu totul că absces am avut pe creier. Am văzut multe nereguli în spitale. Numai una era că am ajuns în comă din cauza greșelilor. Și, cum spunea și soțul, citea pentru mine fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu. Asta era și dragostea lui Dumnezeu, că orice spital eram, soțul putea să fie cu mine, lângă mine, și mă încuraja cuvântul lui Dumnezeu că altceva, nimic nu îmi dădea putere să lupt mai departe. Și trimiteau și frații și surorii noștri cuvânte din Sfânta Scriptură și mă încurajau. Și atunci mi-a citit ziua aceea cuvântul lui Dumnezeu din cartea lui Iov. Câte încercări a îngăduit Dumnezeu în viața lui Iov. Și atunci eu am zis, gata, să nu spun nimica. Unde este Dumnezeu acum? De ce m-a lăsat? De ce îmi îngăduie atâtea încercări? Dar Dumnezeu nu m-a lăsat în starea asta. Și dinăuntrul meu a răspuns că unde sunt eu de Iov? Numai sănătatea mea mi-a încercat. În rest este bine, binecuvântată și slăvit să fie Domnul pentru tot. Și mi-a liniștit sufletul, mi-a dat pace în suflet imediat și am mers iară cu puterea dată de el la spitalul de oncologie. Din ce localitate? Da, aici din Cluj-Napoca. Și acolo mi-a luat biopsie, nu pot să vă spun, eram într-o stare că medicii n-au vrut să-mi ia, spunând că dacă mă adorme, n-o să mă mai trezesc. Și atunci iar am
cerut soțul meu drag, a fost lângă mine în tot timpul, sprijin de rugăciune. Și așa o putere am primit de la Dumnezeu, că eram trează, nu trebuia să mă adoarmă. Numai anesteziat, m-au anesteziat local, că puteam să mă rog pentru medic. Și medicul s-a mirat. Și mai mare era mirarea pentru că m-am rugat și în limba română. Și în starea mea operată proaspăt pe creier, cu febra asta mare și așa cum eram, fără păr și așa, fără putere fizică, Domnul a fost cu mine și a reușit. Și trebuia să așteptăm 10 zile până când vinea biopsia de la București. Și ziua aceea era din cuvântul lui Dumnezeu, din Psalmul 74, acum ridică tu, Doamne, și luptă pentru cauza ta. Și Dumnezeu nu m-a lăsat altă cale decât să mă agăț de El, de cuvântul Său, pentru că Domnul este om care să mintă. Și m-am agățat de cuvântul lui Dumnezeu, că și mi-a luat teama din inima mea, pentru că dacă El însuși luptă pentru mine, nu am pentru ce să tem. Și peste 10 zile, deci niciun fel de tratament n-am mai primit în aceste 10 zile, am așteptat rezultatul de la București. Și după 10 zile a venit rezultatul și doamna profesoară, când a intrat dimineața în salon, a zis: doamna Bodiș, îmi pare foarte rău, nu pot să vă spun de unde a venit infecția, dar nici nu pot să vă spun unde a dispărut. Și în ziua aceea era cuvântul din Sfânta Scriptură, din cartea lui Iov: Domnul a dat, Domnul a luat, slăvit să fie numele Lui. Și eu știu că însuși Domnul a luptat pentru mine și toate bolile cu care eram suspect de mai multe feluri de cancer, toate era învărsat și m-a vindecat și încet, încet mă pune pe picioare și de acum încolo vreau să trăiesc numai pentru El și din laudă. Din mulțumire, oriunde mă duc, vreau să îndemn pe oameni să slăvească și să iubească mai mult pe Dumnezeu, pentru că ne ascultă strigătele noastre și nu ne lasă niciodată, cum a promis. Și scriem Psalmul 50, că cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela îl proslăvește pe Dumnezeu. Vă rog să mai adăugați din experiențele dumneavoastră, mai avem vreo 10-12 minute și dacă vreți, partea finală sau încă începând de acum, să adresați și un cuvânt telespectatorilor. Dar mai întâi, cum vedeți această întorsătură a vieții dumneavoastră? Observăm că nu v-au ocolit anumite necazuri. Soția numai o parte a povestit din acest lucru, pentru că a fost operat de 6 ori. Până la urmă n-am mai rezistat eu 70 de zile în diferite spitale, unul mai groaznic decât celălalt, numai ce am văzut acolo, muriau oameni, femei fără sân, primind condamnarea la moarte în mână, că rezultatul asta este că mai ai de trăit 6 luni, 3 luni, 2 săptămâni. Și am intrat eu la Târgu Mureș la operație, asta a fost al 7-lea, și avem 3 rezultate în care scrie că e moarte sigură și avem în ziua următoare rezultatul că nu mai este nimic. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Soția a spus că toți frații noștri din țara Hațegului și din Ungaria și de peste tot se ridicau în timpul slujbelor mâini pentru noi. Se oprea slujba și au zis: fraților, haideți că fratele Micloș este în necas sub munții Retezat, la Oaba Sibișel. Ridicați-vă și ridicați mâna și strigați la Dumnezeu, chiar în seara operației. Și Domnul asculta rugăciunile și de fiecare dată când au venit aceste rezultate, a doua zi au și dispărut. Domnul a întors situația. Mulți m-au întrebat în vremea asta că
Părinte, dacă aveți o credință așa de mare în Dumnezeu, de ce vi se întâmplă lucrurile astea și ce-i diferența? Și am zis că diferența era acela că și noi primeam hârtiile astea, dar cei care n-au avut Dumnezeu pe coridorul oncologiei cădeau că nu-și mai țineau picioarele ce au citit și ce au văzut. Diferența era că noi am avut un Dumnezeu în a cărui mână, în urmă cu ani, am pus viețile noastre și știam că acest Dumnezeu nu ne va lăsa până la capăt, nici chiar când vom trece în veșnicie, și atunci va fi cu noi. Dacă vom avea boala Alzheimer și nu vom mai ști nimic de noi, Domnul, tot Domn și Dumnezeu va rămâne. Asta e diferența, că noi am avut un Dumnezeu care spune: cheamă-mă în necazul tău, în ziua necazului, 5015, psalmul 50, versetul 15. Și eu voi veni. Și, cheamă-mă și te în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Amin. În limba română. Da, da, așa este. Și Domnul a venit și este interesant când ne-am întors din Hațe cu suspiciune de tumoare care a crescut, au zis că a crescut înapoi, și aveam rezultatele de la RMN, un plic și un CD, și când am citit în coridor rezultatul, am văzut că tumoarea a crescut la loc și imediat m-am îngălbenit la față, genunchii mi se loveau, știam că dacă a crescut pot să operez de 4 ori, de 5 ori, aici este moarte. Am intrat la ea în cameră și am pus plicul la masă, lângă geam, și mă făceam că sunt vesel. Dar nu știu să joc teatru, m-a rugat să-l duc la geam, era slăbită, nu putea să umblă, să-l duc în brață, că n-a văzut om de o lună. Și l-am ridicat din pat, l-am dus la geam să uite afară și zicea: uite, aici este plicul, să vedem ce scrie. Și n-am mai putut scoate din mână. A citit și noi, în după masa aceea, ne-am pregătit pentru moarte. Mi-a spus unde să-l înmormântez, ce să fac cu fetițele, și în rugăciune acolo, în lacrimi, ne pregăteam pentru tot ce este mai rău. Și la ora 7 seara trebuia să mă duc la domnul profesor cu filmul, să duc. Și intru la el și pun plicul cu rezultatul și CD-ul cu înregistrarea RMN la masă și el bagă în calculator, apare craniul, se învârte acolo și eu, ca mare specialist de craniu, mă uit și eu așa să văd ce e acolo. Și în momentul acesta vine un cuvânt din spate: tu acum nu te uita la ecran, la televizor. Tu acum uite-te în sus, uite-te în sus. Și eu îmi ridicam privirea către geam, geamul părea crucea, cum e geamul făcut așa, și mi-aduceam aminte că în momentul în care Israelul era mușcat de șerpi în pustiu, mai era câteva minute, dacă te mușcă șarpele, mai ai câteva minute și moarte sigură. Dar Moise a ridicat un stâlp și Domnul Iisus a zis lui Nicodim că tot așa cum Moise a făcut acest lucru, va fi ridicat și Fiul Omului, ca oricine se va uita sus la El să nu moare, ci să rămână în viață. Și eu m-am uitat sus și de undeva de departe vine o voce deodată, vocea profesorului, și zice: da, totul este în regulă. Și zic: ce este, domnul profesor? Totul este ok în acolo. Zic: da, domnul profesor, uitați, este un plic, aveți un plic la masă care scrie că e tumoare. Și el se uită la mine și zice: dumneata, în cine te încrezi? Și atunci, de atunci eu știu că Domnul vrea ca noi să știm că El este Domnul și nu este altul. Și când Naaman s-a vindecat de lepră, de o boală incurabilă, a zis: acum știu că nu este altundeva Dumnezeu decât în Israel, pentru că m-a vindecat, m-a eliberat și m-a izbăvit. Și eu nu mă mai intru în templul lui Rimon. Noi vrem să slujim pe acest Dumnezeu care schimbă situații, schimbe inimi, schimbe vieți,
și care ne-a schimbat și viața noastră. Ne bucurăm foarte mult pentru experiențele dumneavoastră cu Dumnezeu. De fapt, este de reținut că cea mai fericită situație nu este să trăiești în credință fără a avea încercări, ci să treci prin încercări, dar să fii cu Domnul în cuptor. Pentru că o viață din aceasta fără încercări nu te ajută să te dezvolți spiritual, să crești. Dar o viață prin încercări, alte perspective deschide și omul, Iacov spune, noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, pentru că știm că Dumnezeu nu îngăduie necazuri și suferința fără scop. Dacă ați vrea în încheiere, în 4-5 minute, să adresați un cuvânt telespectatorilor, ceea ce doriți dumneavoastră, ceea ce aveți pe inimă să le spuneți. Întoarcere la Domnul, încredere în Dumnezeu, sunteți liber. Dragii mei, chiar ieri am citit din Sfânta Scriptură, din 1 Regi, capitolul 8, din versetul 6, că ce este voința lui Dumnezeu față de noi, oamenii de pe pământul acesta. Și acolo Sfânta Scriptură scrie că voința lui Dumnezeu este ca neamurile să cunoască că doar El este Dumnezeu și nu este altul. Noi deja știm că nici sfinții, nici oamenii, nici nimeni de pe pământul ăsta nu ne poate elibera, nu ne poate mântui, nu ne poate vindeca și medicii sunt doar unealtă în mâna lui Dumnezeu și medicamentele sunt doar soluții pe care ne oferă Dumnezeu, dar Dumnezeu este singurul Domn care poate vindeca boli, care poate ierta păcatul și care poate să le libereze și să le izbăvească pe om. Și acest Dumnezeu dorește ca tu personal să cunoști pe El, suferințele Lui, dar și învierea Lui din morți. El spune în Ezechiel 37, când voi scoate poporul meu din mormântul vostru și când veți ieși din mormântul vostru, veți ști că Eu sunt Domnul. Domnul asta vrea ca tu să-L cunoști, să ai o părtășie cu El, să știi că El este Domnul și să știi că tu prin El ai o viață veșnică. Domnul să te binecuvânteze în calea aceasta. Amin. Amin. Așa să fie. Apostolul Pavel spune în Filipeni, capitolul 3, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare sau față de inestimabila valoare a cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și apoi ajungem la titlul emisiunii noastre. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip la învierea din morți. Viața aceasta merită să o trăim dacă o dedicăm lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu este primul lucru cel mai important în viața noastră. Vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat să fiți la emisiunea noastră, Nadia Seppen-Kesselring. Mulțumim frumos și vrem ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare și să fiți un model de trăire pentru Dumnezeu și pentru concetățeni, indiferent că sunt maghiari, sunt români, toți am fost creați de Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește deopotrivă. Să-L cunoaștem pe El și să-L facem de cunoscut și altora și să ne bucurăm în Dumnezeu. Fie ca această mărturie să poată să fie
un îndemn, o încurajare pentru cei care trec prin încercări și vă mulțumim că ați fost deschiși să spuneți anumite lucruri, poate mai sensibile, cum a fost mărturia dumneavoastră în momentul în care vi s-a descoperit adevărata măsura a păcătoșeniei inimii omenești sau dumneavoastră prin încercările din spital prin care ați trecut. Așa este bine să fim deschiși, devenim vulnerabili, dar în același timp putem să-i ajutăm pe alții. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă mulțumim!